salutare, dragii mei, și bine ați venit la emisiunea Părinți la Fix. V-ați întrebat vreodată de ce părinții sunt mereu obosiți? Pentru că fiecare părinte trăiește un fel de ziua cârtiței. Același mic dejun aruncat pe jos, aceleași negocieri pentru încă 5 minute de desene animate și, bineînțeles, aceeași jucărie căutată disperat sub canapea. Doar știți, noi părinții avem abilitatea de a găsi orice lucru pierdut în maximum 30 de secunde. De la jucăria preferată a copilului până la cheile de la mașină, totul se rezolvă cu fraza magică: mama vine imediat sau tata știe unde este. Dar haideți să începem emisiunea, căci avem multe de povestit. Tare des întâlnite, mai ales în timpul verii, sunt infecțiile urinare. Aceste neplăceri pot transforma o vacanță relaxantă într-o experiență destul de incomodă și stresantă. Infecțiile urinare sunt mai frecvente în sezonul cald și pot afecta pe oricine, de la copii și la gravide până la bărbați. Aflăm care sunt cauzele acestor infecții, simptomele la care trebuie să fim atenți și ce măsuri de prevenție putem lua pentru a ne bucura de vacanțe sănătoase și lipsite de griji, și povestim mai multe cu doamna doctor Laura Panaiti, medic de familie cu competențe de ultrasonografie generală. Bine te-am găsit, Laura! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Uite, povestim și chiar am auzit așa, eram la farmacie zilele trecute și venise o mămică cu o adolescentă și ceruse ceva pentru niște simptome care dădeau, știi, de înțeles că se întâmpla acolo ceva. Farmacista i-a spus, doamnă, că dacă ați fost recent la piscină, se mai întâmplă astfel de lucru, și chiar au confirmat cele două persoane asta. Hai să vedem ce cu infecțiile acestea urinare și de ce sunt atât de frecvente. Se întâmplă frecvent și mai ales în vacanță, datorită faptului că nu păstrăm igiena în primul rând la toalete. Folosirea toaletelor comune, din spațiile comune, holuri, restaurante, hotel, statul în piscină, în apă rece, mersul pe podele foarte reci, și nu în ultimul rând o imunitate scăzută pot favoriza sau duce la o infecție urinară cu E. coli, și nu în ultimul rând pot strica o vacanță, pentru că simptomele sunt deranjante. Mergem des la toaletă, avem disconfort la urinat, usturini, dureri, în anumite cazuri pot merge până la dureri abdominale. Senzația aceea de abdomen, de presiune, de, nu? Presiune, da. Durere în partea inferioară a abdomenului, uneori poate fi o durere înșelătoare, la genul în care doare doar mijlocul, doar spatele, și dăm vina pe o durere din cauza coloanei lombare. De fapt, poate fi o infecție urinară înaltă, adică a prins rinichii. Da. Ce mai putem avea? Pe lângă durere abdominală, febră, putem face frison și stare de rău generală. Iar la copilul mic se poate manifesta doar prin febră și stare de agitație a copilului dacă este foarte mic. Sunt aceste infecții mai frecvente, uite că vorbim despre copii, la fetițe sau la băieței? Sunt mai frecvente la fetițe datorită anatomiei. Da, da. Datorită anatomiei aparatului genital, sunt mai frecvente la fetițe, și nu în ultimul rând, atâta timp cât fetițele sunt îngrijite de mămici, igiena nefăcută corect, ștersul necorect din partea posterioară spre, da, din spate, exact, spre, da, din față spre în spate, favorizează infecția urinară. Uite, și mă gândesc acum că lumea se duce la mare, se duce la piscină, și am văzut frecvent fetițe lăsate fără slipi în nisip. Mult. Și stau acolo și se joacă și toată lumea este senină prin jur și așa mai departe. Hai să vedem de ce nu e bine să facem asta. Nu vreau să comentez din punct de vedere psihologic, care clar nu este în regulă, da, pentru acel copil, indiferent de vârstă. Dar igiena, în asemenea cazuri, când lași copilul fără un chilot, că e Pampers, că e un slip adaptat vârstei lui, lasă mult
ca să nu spun total de dorit. Trebuie să avem grijă de igiena întregului organism. Adică pe lângă ce poate să aducă cu el, numai contactul cu nisipul. Contactul cu nisipul, contactul cu alte suprafețe care pot avea diverse bacterii de la alte persoane, bacterii care se înmulțesc în asemenea condiții de temperatură ridicată și umezeală, nu face bine copilului. Da, e mai periculos să mergem la mare în nisip în cazul acesta sau la piscină, apropo de apariția infecțiilor urinare și de cum se transmit lucrurile? Păi, este discutabil în ambele cazuri. Piscina trebuie să aibă o apă tratată corect, cu clor, da. Nici puțin, nici foarte mult, pentru că dăm în alte patologii, da, dacă este foarte mult. Iar la mare, ați văzut și voi ultimile știri, încărcătura de E. coli, exact, în anumite zone ale mării, da, este peste limita acceptată, să spunem, da, și da, poate duce la infecții urinare. Să alegem o piscină cu apă cu sare, știi că mai există astfel de piscine în loc de apă cu clor, care e mai bună? Nu aș putea să spun care este mai bună. Cel mai important ar fi să mergem la o piscină care este controlată periodic. Știți, se fac niște teste ale apei în fiecare piscină, sunt niște reguli date de Sanepid, DSP, autorități, se filtrează, și sunt norme. Dacă normele acelea sunt respectate și ele ar trebui să fie afișate, putem folosi piscina. Dacă nu știm că au fost respectate normele, mai bine ne abținem. Da, corect. Să nu ne ducem cine știe pe unde, da, apropo și de locurile astea în care... Apropo de aceste locuri, da, și în momentul în care plecăm în vacanță, trebuie să fim pregătiți pentru momente de genul febră, infecții urinare, să avem la noi atât medicamente care combat febra, combat durerea și nu în ultimul rând și cel mai important, să avem teste, de exemplu, pentru infecția urinară, că acesta este subiectul nostru, sunt teste rapide, care în 1-2 minute avem rezultatul și pe lângă celulele care arată inflamația, adică celulele albe, leucocitele, ne arată nivelul de nitrit și proteine, adică clar avem o infecție și în acel moment când testul ne indică proteinele și nitriții, putem merge la doctor pentru că este nevoie de un tratament țintit de specialitate pe care doar doctorul poate da. Deci nu putem să intervenim, de exemplu, suntem în vacanță, da? Și nu avem altă, nu ne-am gândit că ni se poate întâmpla așa ceva. Și simțim acolo, nu avem niște prime simptome. Nu știm cu ce să intervenim imediat. Sau există ceva cu care poți să intervii până apuci să, nu știu, te duci la un doctor sau să cauți o farmacie, să ceri cuiva sfatul? La farmacie putem găsi medicamente antiinflamatoare, putem găsi medicamente pe bază de plante, suplimente alimentare, care ajută foarte bine la când avem simptomele inițiale de infecție urinară. Dar dacă am făcut testul rapid și avem proteine și nitriți, avem nevoie de un tratament antibiotic pentru că prezența nitriților și a proteinelor în testul rapid ne indică prezența bacteriilor. De cele mai multe ori vorbim de E. coli și de Klebsiella, care sunt unele din cele mai frecvente bacterii care determină infecție urinară. Mai e o recomandare și să-mi spui dacă este mit sau adevăr, să nu stăm foarte mult cu slipul sau, mă rog, ce purtăm noi la mare, la piscină, ud pe noi, să nu stăm foarte mult. Favorizează asta o infecție? Da, favorizează infecția urinară. Unul la mână se păstrează o umiditate în zona genitală. Se modifică pH-ul. Da. Și modificarea pH-ului favorizează infecțiile atât cu bacterii cât și cu ciuperci. Și în acest punct de vedere, folosirea șervețelor cu bicarbonat sunt bune, sunt foarte bune. Da? Eu personal le folosesc în mai multe scopuri, dar igiena locală pentru menținerea unui pH corect în zona genitală se menține minunat cu aceste șervețele. Și sunt bune și pentru copilași? Și pentru copilași sunt foarte bune și pentru alte situații. Da, nu știu, te duci în călătorii, trebuie să ai cu tine, adică nu eu, știu niciodată. Eu, familia mea, prietenii mei, ne-am învățat, avem un pachetel de acela cu șervețele, în poșetuță ne scapă de multe alte lucruri. Mai sunt, zim, dacă tot așa e mit sau adevăr, dacă stăm tot așa cu picioarele ude și
și, uite, mai ai aer condiționat, mai sunt curenți reci de aer sau, nu știu, stai foarte mult cu picioarele în apă, te mai bălăcești, stai la malul mării, la piscină, iar e un factor favorizant, adică știi că spun oamenii, am fost la mare, am stat mult în apă rece și am răcit. Scăderea temperaturii favorizează mulțirea bacteriilor E. coli. E. coli, în momentul în care se înmulțește mai mult de 10 la 5 în tractul urinar, egal infecție urinară. Bun. Temperaturile scăzute favorizează înmulțirea. Uh-huh. Și mă mai gândesc așa la remedii, că mai citesc și eu articole de-astea băbești în ghilimele și spun acolo că merișorul sau extractul de merișor e bun dacă e ceva să ne facem un ceai rapid, să mai calmăm așa simptomele. E grozav extractul de merișor pentru tractul urinar. Este absolut grozav. Da. Îl recomand și eu întotdeauna. Da. Și este foarte, foarte bun. Poate fi și adjuvant al tratamentului infecției urinare în general, indiferent de bacterii. Și merge și la copilaj dat, de exemplu, da, să le facem un ceai, să există, îi ajute? Merge, da, bine și la copilaj. Există și produse speciale pentru copii. Dar un ceai de merișor este binevenit în astfel de situație. Bun. E și bun la gust, corect. Și mai citeam de băi cu ceai de gălbenele, de exemplu. Să ne facem un ceai de gălbenele și putem să facem băi. Chiar și la copilaș e bine? Mă abțin să comentez astfel de lucruri. Mm-hmm. Nu văd cum ajută. Cum ar putea, da, ajuta. Poate anumite lucruri, cum ar fi șervețele cu bicarbonat, că reglează pH-ul. Da. Dar în cazul băilor cu această plantă sau oricare din ele, da, personal nu pot da o explicație că ar ajuta. Nu, da, da, da. Uite, nu, păi, nu înțeleg mecanismul de acțiune. De gălbenele, mai știu eu, da. Sunt o felul de plante care, probabil, unele din ele ajută la menținerea pH-ului și, în acest sens, pot fi adjuvante ale tratamentului. Dar asta nu înseamnă că ne tratează sau ne scapă de o infecție serioasă. Scăpăm mai rapid de o infecție urinară dacă bem mai multe lichide și aici mă refer la apă, nu la ceaiul sau mai știu eu ce. Da, cum se spune în popor, apa spală rinichii. Exact. Avem pacienții și îmi spun, doamna doctor, beau apă multă când spală rinichii, ok, beți? Da, da, ajută. Îți forțezi dacă bei foarte multă apă, nu? Că ei trebuie să filtreze, da, practic. Asta urma, da, să vă spun, da, nu trebuie exagerat, pentru că diluăm și concentrația de electroliți din organism și atunci facem mai mult asta? Rău. Uite. Ceea ce înseamnă că poți să ajungi la sodiu, potasiu, clor, electroliții principali, clor, îi sper și pleacă și ei. Da. Exact. Dar, da, consumate lichide într-o cantitate corectă, da, 2-3 litri pe zi sau în funcție de adaptat la activitate, la cât urinăm, da, este bine venit. Și când spun lichide, mă refer la apă, ceaiuri, nu vorbim de sucuri acidulate, nu bere, nu vorbim, că berea nu hidratează, apropo. Nu hidratează, mare, alcoolul, da, scade gradul, da, de, da, hidratare. Da. Așa, și nu cafea și produse pe bază de cafeină sau, da, alcool. Nu le încadrăm, da, nu le încadrăm la hidratarea organismului. Așa este și, uite, încă o întrebare, dacă facem infecții urinare repetate, ce ne spune asta? Poate spune foarte multe lucruri, de la un semn de alarmă că avem o modificare, hai să spunem fizică, să înțelegem cu toții, pe tractul urinar, adică modificări la nivel de uretră, de vezică, de uretere, ceva neregulă la nivelul rinichiului, până la faptul că am căpătat o anumită sensibilitate sau capacitate de a contacta mai repede infecțiile urinare. Acest lucru trebuie investigat, trebuie văzut dacă aparatul urinar este intact anatomic
și apoi facem tratamentul pentru creșterea rezistenței la infecții. Laura, mi-era tare dor să ne vedem și să povestim așa frumos cum suntem obișnuite și mulțumim tare mult că ai venit să ne oferi aceste informații valoroase, deci să avem grijă, da? Mergem la mare, mergem la piscină, ne bălăcim, dar... Vacanța e vacanță, dar cu grijă. Ne facem un kit acolo în caz de ceva și să avem grijă și de copilași și de toți membrii familiei ca să avem clipe relaxante. Nu? Să avem vacanță ideea, frumoasă, da? Și fără boli. Așa este, te invit să rămâi alături de noi pentru că mai avem niște informații așa proaspete pentru părinți. Vin știrile la fix. Un studiu recent relevă discrepanțele dintre părinți și adolescenți în ceea ce privește comunicarea și problemele legate de droguri în România. În timp ce adolescenții susțin că dorința de a fi considerați cool, curiozitatea și plictiseala sunt motivele principale pentru începerea consumului de droguri, părinții atribuie acest comportament influenței anturajului și lipsei de afecțiune din familie. Surprinzător, 38% dintre adolescenți admit că nu discută zilnic cu părinții lor despre activitățile lor cotidiene, iar 11% comunică cu părinții mai rar de o dată pe săptămână. Aproape 39% dintre tineri se simt inconfortabil să abordeze subiecte dificile cu părinților, indicând o lacună semnificativă în comunicarea familială. Concluziile studiului sugerează că doar 30% dintre tineri simt că părinții le ascultă cu adevărat opiniile și își respectă punctele de vedere. Mai avem o știre interesantă despre un nou program național ce promite asistență financiară semnificativă pentru 10.000 de cupluri și femei singure. Acest program le oferă speranțe tangibile prin acordarea 15.000 de lei pentru acoperirea parțială a costurilor asociate cu procedurile de reproducere asistată. Aplicațiile pentru acest ajutor au început să curgă de îndată ce programul a fost lansat, peste 1.000 de dosare fiind înregistrate online încă din prima oră. Beneficiarii eligibili vor primi două vouchere, unul în valoare de 5.000 de lei și un altul de 10.000 de lei, ce vor putea fi folosite pentru proceduri și medicamente. Totuși, aceștia trebuie să fie conștienți că suma acoperă aproximativ jumătate din costul total al unei proceduri de fertilizare in vitro, restul urmând a fi suportat de către pacienți. Și vorbim despre o stagnare îngrijorătoare în vaccinarea copiilor pe Mapamond. Organizația Națiunilor Unite a lansat recent un avertisment serios privind stagnarea ratelor de vaccinare a copiilor la nivel mondial, care nu au reușit să se redreseze la nivelurile prepandemice. Potrivit datelor recente, în 2023, aproximativ 2,7 milioane de copii au rămas nevaccinați sau au primit vaccinări incomplete, comparativ cu anul 2019. Raportul indică un procent de 84% dintre copii care au primit 3 doze ale vaccinului DTP, adică difterie, tetanos și pertussis, cifră care rămâne neschimbată față de 2022 și este sub rata de 86% înregistrată în 2019. Și îngrijorător este faptul că în 2023 14,5 milioane de copii nu au primit nici măcar o doză de vaccin, în creștere față de anii precedenți, și știți prea bine că este o problemă și cu vaccinarea împotriva rujeolei, una dintre cele mai contagioase boli. Cu o acoperire vaccinală necesară de 95% pentru a preveni epidemii, doar 83% dintre copiii din întreaga lume au primit prima doză, iar 74% au primit a doua doză în 2023. Da, să fim mai cu băgare de seamă, nu-i așa, Laura? Sigur. Te mai aștept cu mare drag aici, la părinți, la fix, da? Vii! Abia aștept să vin din nou. Avem multe de povesti. Abia aștept. Mulțumim tare mult, dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim. Astăzi vom vorbi despre fascinanta și provocatoare aventura vieții cu trei copii. Fiecare zi este o combinație de momente de bucurie, provocări neașteptate și o dinamică familială în continuă schimbare. Invitata noastră, mama trei copii, ne va sfătui despre cum să ne gestionăm eficient timpul, cum să menținem armonia în familie și cum găsim un echilibru între responsabilitățile parentale și timpul personal. Alina Prodan a venit la noi, bine te-am găsit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Eu mă uit la tine, ți-am zis, cum se depășește al doilea copil în familie și apare al treilea copil sau apare al patrulea, că sunt cazuri, da, știi prea bine, da? Mă uit la voi așa, aveți o aură, știu, de mamă eroină, nu știu cum faceți. Și de aceea... Păi și noi ne uităm la cele care au mai mulți copii, știi? Da, vă uitați. A, e greu cu trei, lasă, da, cum e cu patru, cu cinci, da? Exact. Așa că de-abia aștept să povestim și să vedem cum reușiți, că asta este întrebarea, cum reușiți, că mie mi se pare greu cu un copil, dar cum reușești cu doi, cu trei? Și uite, vreau
să ne povestești cum a fost în cazul tău. Și facem comparație, dacă n-a apărut primul copil, al doilea și mai ales acum la al treilea, cum se împletesc lucrurile. Da. Păi, cum să fie? Este diferit de la unul la altul, știi? Nu te aștepți, nu știi cum o să fie niciodată. Cum îți spuneam, cel mai greu mi s-a părut la primul, din anumite puncte de vedere, pentru că nu știi ce te așteaptă, e necunoscutul, da. Nu știi ce ai de făcut. Când a venit al doilea copil, diferență de 2 ani între ei, o diferență destul de mică, a fost foarte complicat pentru că erau deja doi. Da. Doi copii la care le schimb pamper și care sunt dependenți de tine, sunt foarte mici. Normal. Un copil la 2 ani, îți dai seama, cel mare era, avea 2 ani. Exact. Foarte complicat mi s-a părut la al doilea până am reușit să împart timpul, să împart atenția. N-am vrut să-l privesc pe cel mare de timpul și de atenția mea, pentru că simte. Eram cu doi copii mici în brațe. A venit și al treilea la 3 ani jumătate diferență, deja ceilalți doi mai crescuseră și nu mi s-a mai părut atât de greu și de complicat la al treilea, pentru că deja la al doilea am învățat cum să mă împart. Okay. Și atunci la al treilea am mai împărțit la unul. Apare o teamă așa a mamelor care fac al doilea sau al treilea copil și din perspectiva asta a împărțirii timpului și a iubirii. A iubirii, da. Adică dacă n-o să-l iubesc suficient de mult precum l-am iubit pe primul sau așa. Adică asta, întrebarea asta ți-o pui la al doilea. Iubirea nu se împarte, se mulțește, nu? Întrebarea asta o ai la al doilea. Da. Ce se întâmplă că mai vine unul, cum te împarți sau ce vei simți? După ce îți dai seama că nu se împarte iubirea și așa, la al treilea nu e mai problemă cum se împarte și așa. Exact. La al treilea sunt niște probleme logistice. De exemplu, strepe o mașină, la noi fiind încăpătoare, da? Pentru că toți trei fiind micuți, toți trei erau un scaune de mașină. Da, da, da. La noi în România nu sunt foarte multe variante pentru așa și ceva. Și presupun că sunt scumpe cele pe care le găsești. Da, se fac la comandă mă rog, am găsit noi tot felul de scaune care țin mai îngust, așa. Apoi, altă problemă logistică, ce faci în vacanță. Corect. Gândește-te câte bilete de avion trebuie să iei. Așa deci mai bine chiriezi un avion. Un privat, un private jet și atunci ajungi unde trebuie. Deci la treilea copil deja sunt probleme logistice. Cum faci că doi erau, mă rog, la grădiniță, băieții erau la grădiniță când s-a născut fetița a treia, apoi cel mare a trecut la școală, au programe diferite. Cine ia, cum îi ia, unde îi duci, cum îi duci? Da. Unii mai și uită părinții. Ai mai auzit de cazuri? Nu, a fost întrebată dacă i-am uitat vreodată. La noi a fost invers, deci nu i-am uitat, pe unul l-am luat de 2 ori. Ai venit încă o dată. Da. Adică am fost eu să-l iau, după care s-a dus și soțul, crezând că pe același trebuie să-l iau, trebuia să-l iau pe altul. Doamna de la grădiniță să facă atac de cord, că știa că a dat copilul deja și copilul nu mai e. Problema era să nu lași așa, să te gândești că l-a luat soțul și că n-ai vorbit cu el și să-i lasă că l-a luat soțul, nu mă duc nici eu, știi, săracul copil să rămână nevoie. La noi îi luăm de câte 2 ori pe fiecare, să fim siguri, știi, să nu uităm. Dar ce te-a învățat primul copil, ce te-a învățat al doilea și al treilea, așa ca mămică? Hai, e complicat de spus. E un lucru așa profund la care nu m-am gândit. Pentru că iubesc pe toți la fel de mult și tot timpul mă întreabă, mami, dar pe care iubești mai mult? Pe toți vă iubesc, vă iubesc diferit. Da. Fiecare e diferit și atunci fiecare m-a învățat altceva. Cu primul, care e și cel mai mare, suntem foarte asemănători. Suntem și aceeași zodie, nu știu dacă e important sau nu. Da. Suntem foarte asemănători. Al doilea este foarte lipicios și foarte profund, foarte profund în gândire. Iar cea mică este, cum să spun, face cât ei doi. Da. Dar sunt foarte, foarte diferiți fiecare. Nu știu dacă m-au învățat ceva, habar n-am, lucrurile se petrec așa de la o zi la alta și nici nu-ți dai seama când trece timpul și ce ai învățat de la unul sau la altul. Poate la un moment dat o să fac așa, o să mă gândesc foarte bine și o să trag o linie, dar în acest moment nu pot să-mi dau seama, încă sunt mici. Am o bună prietenă care are tot 3 copii și am fost la ea în vizită și mă uitam că, așa vedeam eu din exterior, acum să-mi zici dacă e așa și la tine, măi, n-aveau clipă liberă să stea și ea pe scaun, înțelegi? Adică o lăsa unul, o lua celălalt. O lăsa și ăsta, venea celălalt. Adică era într-o permanentă mișcare, făcea câte ceva, gestiona câte ceva, mai făcea o salată, mai venea nu știu ce copie să-i zică ce s-a întâmplat. Sau, înțelegi? Adică cum faci asta? Cum gestionezi? Așa este. Nu știu cum ai putea să gestionezi decât să faci față în situație. Pentru că fiecare, într-adevăr, vrea unul, vrea acum ceva. Nici când ne așezăm la masă. Că eu zic ne așezăm la masă și pun tot să fiu sigur că am pus tot să nu mă ridic la masă. Unul a scăpat furculița. Unul am uitat să-i aduc apă. Altul vrea șervețel. Unul nu știu ce se întâmplă. Noi când ieșim undeva la o
terasă, eu și soțul suntem pe post de chelner, de... Da, nu, este complicat. Plus și acasă, programul. Unul are lecții de făcut. Facea mică vrea să deseneze, nu știe unde sunt acuarelele. Bișlociu vrea nu știu ce jucării care sunt în pod. Du-te în pod, adu-i alea. Între timp te strigă altul că nu știu ce a pățit sau a vărsat sau ce a stricat. Și... Nu. Da, nu aveți un program așa pe zi? E ok să faci un program așa, să-l expui undeva, să-l vadă toată lumea, ca să mai respiri și tu? Adică apuci să respiri? Eu cred că aș putea să fac un program, dar cred că l-ar ignora toată lumea. Singurul program e legat de școală și de grădiniță. Altfel nu avem program, e la liber. În schimb, masa de prânz o avem la 12 și jumătate. Atunci mâncăm de prânz. Asta e singurul program, pentru că dimineața fiecare mănâncă atunci când se trezește. La prânz mâncăm cu toții la masă și seara încercăm și seara cam la aceeași oră să mănânce, dar nu mănâncă toți la fel, pentru că pe tot parcursul zilei mai ia unul, mai piersică, ceva, mai ia ceva și nu le e foame la același timp. E, la prânz îi pun pe toți la masă. Mâncați! E adevărat că poate să ia unul odată și peste jumătate de oră zice, mi-e foame. Ia dușilor la termin de dată de mâncare, vine următorul. Și mie mi s-a făcut foame. Da. Ia și tu. Apropo de momente de relaxare. Da. Nu există. Dar soțul, mai pleci și tu, adică e ok ca mama să mai plece și ea acolo, nu știu, la... Uite, am venit aici la tine. Acum e soțul. Să arătăm pe soț, da? Adică să te mai lase și pe tine să respie, să stai și tu o oră, două, tu cu tine și cu creierii tăi. Da, mă lasă soțul, sigur. Da. Deci el aveți ajută, regula asta, Noi suntem o echipă amândoi. În weekendul cel puțin, el stă cu copiii și eu mai ies cu prietenele. În timpul săptămânii mă ajută dacă am de plecat o oră, două sau undeva, poate să lucreze. Când ploate, el să lucreze de acasă. Și atunci el lucrează de acasă, stă câteva ore cu copiii, iar eu pot să-mi rezolv câte treabă una alta. Acum în perioada vacanței, că altfel sunt la școală, la grădiniță și prima și parte mai, a zilei. Da, e mai eu încerc să fac toate treburile în prima parte a zilei, până deci la 12 și jumătate. Da, un secret așa, să fii activă, foarte activă, când nu sunt prima... acasă. Exact, altfel asta e greu. Când am mai crescut, pentru că când am stat mici, mult acasă cu ei. Da, așa este. Da, cum e cu gelozia, cum e cu, știi că la apariția, cu jucăriile, cu iubirea mamei, cu iubirea tatălui, cu poate și o competiție, nu știu dacă apare între frați, nu știu. Cum e că, la fel, mamele se tem când apare al doilea, al treilea copil, că, uite, ăsta mic stă mai mult pe în brațe, mine, în brațe, că e gelos pe fratesul sau, nu știu, nu vrea să împartă jucăriile cu el sau așa mai departe. Da. Cum? Și mie mi-a fost foarte teamă de treaba asta, că îi privesc pe cei mari de atenție și că ei își vor da seama că nu le dau atenție și atunci că nu-i iubesc. Dar ce am făcut? De câte ori aveam câte un bebeluș? Într-adevăr, țineam bebelușul tot timpul în brațe, dar vorbeam cu celălalt copil. Adică nu-l ignorai. Îi dădeam atenție celuilalt, deși copilul aveam în brațe pe cel mic și așa. Din fericire, la noi n-au existat treburi de genul acesta, certuri sau gelozii. Băieții sunt foarte buni prieteni. Poate contează și faptul că e mică diferența de vârstă. Ei, băieții, cel puțin, nici nu se ceartă între ei. Că mă mai întreabă un prieten, nu se bat. Nu, ei vorbesc non-stop unul cu celălalt, au interese comune, prieteni comuni. Și atunci... E mai ușor, comunică foarte bine. Cu cea mică, se duce. Și știi cum e, bagă bățul prin așa, gard. Dar ei deci niciodată nu ripostează. Deci ei vin și îmi spun, uite mami, ce ne-a făcut Iris, ce ne-a stricat, nu știu ce. Eu mă duc, o cert pe cea mică, dar ei nu se supără pe ea. În secunda doi, ea e o răsfățată, ce să zic. E și cea mai mică. E, și o să fie și apărată mai târziu de doi frați mai mari. Adică e privilegiată. Nu mă protejează. Nu certa, las-o, că ei vin și îmi spun. Da, uite, e o soluție așa să implici pe frați, să, nu știu, mai îl ajute pe frățiorul mai mic să facă nu știu ce, sau adică să nu fii tu tot timpul acolo, că nici n-ai putea, n-ai cum să fii peste. Da, mi-aș dori. Niciodată nu le-am spus, împarte cu fratele tău sau ajută-l pe frate. Niciodată nu le-am spus treaba asta. Ei cred că au preluat de la mine, pentru că au văzut că de câte ori au nevoie de ajutor, eu sunt acolo. Mă refer la lucrurile pe care nu poate să le facă, că altfel îi lasă să se încarce singur, să se îmbrace, să facă ce pot. Ar fi culmea acum să stau să ei, probabil văzând de la mine, întotdeauna, cel puțin cel mare, care are 10 ani, nu există vreunul dintre
cei mai mici să aibă nevoie de ajutor și o să nu pot în momentul ăla și să nu se ducă el. Dar nu i-am spus niciodată treaba asta pentru că nu e responsabilitatea lui. Eu sunt părintele, eu trebuie să am grijă de ei. Cred că i-am încărcat prea mult dacă le-am dat lor treburile astea de făcut. Uite, după experiența asta cu doi copii, cu trei copii, s-au mai diluat acele temeri? Ai observat că se mai diluează temerile alea pe care le aveai inițial înainte de apariția copiilor? Că îți faci gânduri, îți faci scenarii, ești însărcinată, mai ai un copil, te gândești cum o să fie și după ce trece un timp, zice, mă, dacă stai și dai timpul înapoi, zice, mă, uite cum mă gândeam și de fapt nu este așa. Adică te referi la timpul da, pe care... Se mai diluează așa un pic din temerile alea ale mamelor? Da, depinde acum la ce te referi. Da. Dacă te referi la faptul că te sperii la fel de ușor când cade și se julește, eu da. Dacă pățește cineva ceva, la fel de tare mă sperii ca și la primul. Deși acum, să zicem că am o experiență, dar niciodată nu știi. Adică nu te relaxezi complet, cum se aude, ai lasă, dragă, că la primul, al doilea, al treilea, nu? Al treilea mănâncă și pământul de la fărți. Primul, aoleu, să mănânce. Erau videorile acelea pe rețele. Nu, eu sunt o mamă, cum să zic, stresată. Adică a căzut repede să văd ce are. Nu m-a relaxat. Păi înseamnă să fii implicată, bineînțeles, să-ți dorești binele copilului. Sigur, eu cred că toate mamele își doresc binele copilului, fiecare cu firea ei. Așa și eu să fiu puțin mai relaxată. Un pic așa, nu? Și când continui să beau cafeaua, unul să strige, wow, și o să stau să mai iau o gură. Hai să vedem că poate se pot orice. Nu, eu cum a făcut unul ceva, pac. Mulțumesc tare mult, Alina. A fost o plăcere să stăm să povestim și să ne uităm așa, uite, la dinamica asta foarte frumoasă de familie. Ai un moto așa, când îți tragi și tu așa aer în piept la finalul unei zile să știi. Ce moto la finalul zilei sunt blanc. Și tot ce-mi doresc e să dorm. Știi? Așa este. Îți mulțumim tare și mult mulțumesc. Și te mai invităm cu drag la Paris la fix să mai povestim. Frumos. Mulțumim frumos. Dragilor, mergem mai departe și vorbim despre pericolele din mediul online. Hai să vedem la ce să fim atenți ca să-i protejăm pe cei mici. Anomaliile cardiace congenitale fetale rămân cele mai frecvente malformații întâlnite la naștere și reprezintă principala cauza mortalității infantile în țările dezvoltate. Diagnosticul prenatal al acestor anomalii este mai dificil, deoarece majoritatea pot avea un aspect normal al imaginii de 4 camere în timpul screeningului ecografic fetal de rutină. Cum le depistează medicii? De ce anume apar acestea și ce este de făcut dacă acestea apar la făt? Vom afla de la doamna doctor Ioana Dumitrașcu-Biliș, cardiolog fetal. Bine te-am găsit, Ioana! Bine, te-am găsit, mă bucur tare mult să fiu aici. Și eu mă bucur și să vorbim așa despre inimioara fătului, da, să înțelegem așa cum se dezvoltă ea pe parcursul sarcinii și de ce anume pot să apară aceste malformații care cumva sunt greu de depistat din ce am citit eu, nu? Da, e nevoie de foarte mult antrenament ca să poți să depistezi, pentru că inima fetală se formează practic în primele 8 săptămâni din momentul în care am aflat că suntem însărcinată, da? La 8 săptămâni deja inimioara e formată. Aproximativ în jurul vârstei de 11-12 săptămâni, când ai prima morfologie de trimestru întâi, atunci deja putem să vedem elementele care ne spun dacă inimioara e normală sau este anormală. Și atunci o să vedem, așa cum știm noi din cărțile de anatomie, că are 4 cămăruțe, adică e deja la stadiul acela, e deja formată? Da, este deja formată și, din fericire, tehnica ne și permite să vedem lucrurile la detaliile celor 4 camere și a celor 2 vase mari. Și atunci putem să-i ascultăm și bătăile, bineînțeles, e un moment emoționant. Ne spune ceva, uite, felul în care bate inimioara fătului atunci, adică ar fi un prim semnal că se întâmplă ceva? Da, există câteva modificări care, dacă sunt percepute, începând cu trimestrul întâi de sarcină, poate să fie un semnal de alarmă că e o problemă, o aritmie fetală. Sunt extrem de rare, de aceea, cu mult antrenament, le poți depista dacă îți sar în ochi imediat. Care ar fi așa cele mai întâlnite, da, astfel de anomalii, să le zicem? Cu ce te întâlnești cel mai des în cabinet? Anomaliile de cord sunt extrem de dese, în primul rând. La fiecare 100 de sarcini, o sarcină va fi afectată de o anomalie de cord. În
această gamă largă de anomalii de cord, probabil că 25% dintre ele vor fi cele foarte importante, grave, care vor avea nevoie de operație în perioada imediat de după ce ne naștem. Cam 75% din anomaliile de cord sunt considerate malformații congenitale ușoare, care vor trebui monitorizate după ce bebelușul se naște și probabil că nu va fi nevoie nici măcar de intervenție chirurgicală sau cu siguranță nu imediat după ce ne naștem și putem să avem o calitate a vieții absolut normală. Dar de ce apar ele? Face, nu știu, ca să zic așa, face ceva femeia în ghilimele, bineînțeles, adică mamele se gândesc, măi, eu fi făcut eu ceva în timpul sarcinii, am, nu știu, n-am ținut strict un anumit lucru. Adică ne uităm la calitatea vieții femeii sau la niște boli anterioare care ar putea duce la asta? E o întrebare foarte bună. Într-adevăr, există factori de risc care pot să crească șansele să ai un bebe cu o malformație de inimă. Printre acești factori de risc țin probleme ce țin de mămică. Dacă mama, de exemplu, are anumite boli, cum ar fi diabetul și ia insulină, probleme de tiroidă și ia supliment pentru tiroidă, epilepsie și ia tratament pentru asta, dacă sarcina a fost obținută prin fertilizare in vitro și asta crește puțin riscul de malformații congenitale, dacă avem o sarcină gemelară, mai ales cea cu gemeni identici, da, și aceștia au un risc mai mare de malformații structurale, atât de inimă, cât și anomalii extracardiace. Poate interveni din timpul sarcinii dacă se observă asta cu anumite, nu știu, tratamente, pastile, că mai știu așa femei care au avut copilași care au fost susceptibili de ceva anume și s-a rezolvat cu o pastilă, au luat-o pe timpul sarcinii și au scăpat. Puține din malformațiile congenitale de cord, unde structura inimii în sine este anormală, pot fi corectate cu vreo intervenție. Există câteva probleme valvulare, ce țin de valvele, da, din inimioara noastră, care pot să fie corectate sau, mai bine zis, influențate în perioada fetală. Astea sunt foarte, foarte rare. Și când avem probleme de aritmie, acolo merge cu o tabletă, da, pe care mama o ia, tableta traversează circulația placentară și practic tratăm cu antiaritmice fătul din burtica mamei. Și acolo e extrem de important să facem asta la timp, pentru că practic ajutăm acel bebeluș să se nască cu o inimă ce are un ritm normal și după ce bebe se naște să aibă o calitate a vieții normală. Stilul de viață al femeii, nu știu, că e stresată, că e anxioasă, că a fumat sau unele mai și fumează până se lasă în primele săptămâni atunci. Impactează asta? Foarte puțin. Nu există foarte multe studii care să ne demonstreze că părinții din exterior pot ei să facă ceva și să ajungem la malformații structurale de cord. În cazul în care există un istoric de familie, dacă mama, tata sau alte sarcini au fost afectate de o malformație de cord, ei, acolo crește puțin riscul. De la acel 1% pe care îl are toată lumea, crește undeva în jur de 3%. Și contează și vârsta femeii în momentul în care obține sarcină, adică este și acesta, ar putea fi un factor? Este și acesta un factor. La fel este și indicele de masă corporală mai mare, mămicile care sunt puțin mai corpolente și obezitatea crește puțin riscul de apariție al problemelor structurale de inimă. Ecografia aceasta cardiacă, da, la făt, este obligatoriu, nu? Să fie făcută, adică se face, e inclusă în pachetul normal de, să zicem așa, de analize sau se face la cerere sau dacă medicul observă ceva? Structura ideală în această abordare este în felul următor. În momentul în care ai aflat că ești însărcinată, după ce se confirmă că sarcina este în uter, îți faci programarea pentru cele 3 morfologii fetale. Ideal acestea să fie făcute de un specialist în medicină fetală, pentru că ei se uită cu atenție la imaginile standard pentru inimă. Dacă ei observă că ceva nu e ok acolo sau suspicionează că ar fi o problemă, atunci ei pot să trimită la un specialist în cardiologie fetală. În România e o specialitate de nișă. La tine, adică, da? Da, la tine. Da, așa este. E o specialitate de nișă. E un început de drum în România. Dar tu liniștești mămicile, adică le explici că dacă apare ceva, nu e sfârșitul lumii. Adică se
pot corecta, nu? Asta este ideea, să liniștim mămicile. Vizita la mine, în primul rând, va diagnostica dacă e o problemă, o să-i dăm un nume acelei probleme, după care probabil de două ori mai mult timp îmi ocup cu a explica părinților despre ce e vorba, care sunt implicațiile în timpul sarcinii, ce înseamnă pentru ei ca și cuplu, pentru sarcină, pentru calitatea vieții acelui copil, ce ar fi de făcut, care sunt următorii pași. Ideea este să abordăm această consiliere într-un mod structurat, ca părinții să poată să simtă că au toate informațiile necesare să plece acasă, să discute și să-și ia deciziile corecte, informate. Schimbă mămica stilul de viață dacă află că fătul are o astfel de malformație, adică trebuie să fie mai atentă, trebuie să fie mai statică, trebuie să fie, știi, că unele se gândesc, mă, să nu fac ceva rău, să stau cu minte. De cele mai multe ori, prima întrebare pe care o primesc este, da, de ce s-a întâmplat asta? Ce am făcut noi să facem treaba asta? Ce am putea noi să facem diferit ca să se schimbe lucrurile? Asta le spun mereu, că nimic din ce au făcut ei n-a dus la această problemă, nu a impactat malformația cardiacă și nu vor putea să facă ceva în plus din punct de vedere al comportamentului lui lor deci social. Nu influențează, da? Nu, din nu. Păcate, din păcate nu pot ei să facă ceva să schimbe. Te gândești automat. Asta. Da, așa este. Vrei binele copilului și te gândești, măi, dacă se putea să fac ceva mai mult, aș fi făcut. Ce facem după ce se naște un copil care poate a avut o malformație, nu? Sau are, sau care este protocolul, ce trebuie făcut mai departe, bineînțeles că trebuie ținut sub supraveghere, controle, tratamente și așa mai departe. Importanța unui diagnostic corect în perioada de sarcină ne ajută foarte tare și să canalizăm puțin gravida, pentru că în funcție de tipul problemei de inimă vom face planul unde va naște gravida, pentru că vor fi anomalii, așa cum spuneam, care au nevoie urgentă de evaluare, tratament și unele chiar operație chirurgicală, da? Deci intervenție chirurgicală, și atunci aceste gravide e important să se nască în centre mari cu echipă de neonatologie, cu experiență, care cunosc genul ăsta de probleme și în apropierea unui centru cardiochirurgical care poate să preia acest bebeluș special și să se ocupe de el. Celelalte anomalii care pot să fie monitorizate în maternități de nivel 2 sau nu neapărat terapie intensivă, acelea vor fi revizuite de un cardiolog pediatru în următoarele săptămâni după naștere. Dar să poți să faci diferențierea asta între ce înseamnă o malformație care e o urgență după naștere, duc dependent, o numim noi, și ce înseamnă o anomalie de cord care poate la stetoscop o să aibă un impact major pentru neonatolog, dar știm că nu e o problemă de viață și de moarte și acel bebeluș e în siguranță să se nască în orașul lui, oriunde în România. Mulțumesc tare mult pentru vizită și pentru că ne-ai explicat atât de frumos și ne-ai oferit toate informațiile despre acest subiect și te mai așteptăm cu mare drag la Părinți la Fix. Mulțumim tare mult! Și eu mulțumesc! Mulțumim. Dragilor, vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Ne revedem și mâine, suntem aici la ora 11 la Fix. Vă așteptăm la Părinți la Fix și așa cum vă spun eu de fiecare dată, nu uitați, fiecare clipă petrecută alături de copilul vostru contează. E mâine!